cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la o etapă foarte importantă în ce privește dorința și demersul nostru de a restaura Biserica Sfântului Gheorghe din Roma. Binecuvântarea în alta Sfântului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Român și Pacăului, s-au depus la ADR Nord-Est documentațiile pentru restaurarea Bisericii Sfântului Gheorghe. Și ne-a ajutat Dumnezeu ca să putem beneficia de finanțare europeană. Proiectul a fost declarat juridic și finanțabil și chiar s-a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării și de asemenea s-a semnat proiectul și de către domnul director Asandu Vasile, directorul ADR Nord-Est din Piatra Neamță. De aceea, acum pregătim documentația pentru licitație și sperăm, tot cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu susținerea noastră Sfântului Iachim, să ne apucăm de treabă, poate după ce trece un pic perioada asta rece. Sperăm aproape de primăvară. Finanțarea europeană este în proporție de 98% din totalul cheltuielilor. 2% plus cheltuielile neeligibile trebuie depuși, susținuți de biserica Gheorghe și de enoriașii care, și de credincioșii care vin la Biserica Sfântului Gheorghe sau care doresc să contribuie la restaurarea unor edificii de asemenea calitate artistică și mai ales de valoare spirituală. Am apelat și în continuare rog pe toți cei care doresc să facă un bine, că Dumnezeu binecuvintează pe cei care dau cu inima bună, i-am rugat să ne ajute. Specificat din țară și străinătate. Nu? Sigur că sunt credincioși din parohia Sfântului Gheorghe și plecați în străinătate și care vin cu drag și își aduc aminte de anii petrecuți în parohia Sfântului Gheorghe sau în preajma bisericii și doresc să... Chiar unii ne-au anunțat că vor să ne ajute și de aceea apelez și la ei. Și rog, dacă pot să contribuie pentru că cheltuielile 2% plus de eligibile susținere din partea parohiei se ridică la suma de aproximativ 500.000 de lei. Este o sumă destul de mare dacă ne gândim că e greu astăzi să putem acoperi cheltuielile familiei, cheltuielile case, cheltuielile pentru întreținerea sănătății. Dar am speranța că Dumnezeu va binecuvânta, va înțeleți pe toți cei care vor să facă un bine și vor veni să ne ajute. Sigur că cei mai mulți bănuți, sume, nu mari, fără doar și poate, pot fi depuși, pot fi oferiți consilierilor care găsim în fiecare duminică și sărbătoare, așteptând cu chiranțierul în pridvorul bisericii. Pot fi depuși bani și într-un fond pe care eu l-am mai anunțat în anumite locuri, dar, în general, noi așteptăm să vină fiecare personal și să ofere și să primească chitanțe pentru banii pe care vor să-i doneze, pentru că banii nu pot fi cheltuiți decât în regim acesta strict al contabilității. Părinte, nu există o soluție și din acel 2%? Știți că e foarte uzitată practica asta de a... Da, dacă e societate comercială, 2% din venit, dacă nu, 2% din salariu. La pensionar nu, numai din salariu, la salariat. Sigur că da, noi avem, domnul inginer Scriptaru, s-a ocupat și de completarea acelor fișe de 2% pe care salariații acceptă să semneze și să doneze 2% din impozitul pe venit. Noi am solicitat și avem documente depuse și la anumite persoane care au activități comerciale și pot și doresc. Bun, Consiliului Local, Consiliul Local de la Roma nu i-a solicitat, Consiliul Județean de asemenea. Am făcut o cerere, am stat de vorbă cu domnul primar al primăriei Roman și
și ne-a promis domnul primar că măsura posibilităților ne va ajuta. Nu am făcut. E cam strâns bugetul și pe anul viitor, dar cât de cât acolo, picătură cu picătură. Exact. 2 lei cu 3 lei cu 5 lei, fiecare cât poate și cum poate. Eu sper că vom aduna această sumă, pentru că eu mi-am propus și în altă zi a fost foarte încântat de faptul că biserica are, fiind un monument de arhitectură și atât de frumos și important, ca orice alt lăcaș de cult de altfel, dar este un monument foarte frumos și de mare valoare în municipiul roman, ne-am propus să facem o restaurare de calitate. Și pentru asta proiectul s-a ridicat de aproape la 5, valoarea totală 5 milioane de lei. Și contribuția este destul de mare, 500.000 de lei, înseamnă ceva. Dar sperăm că Dumnezeu, așa cum ne-a ajutat până acum, sperăm. Da, eu cred că foarte mult vor ajuta românii din străinătate. De asta am pus și eu umărul prin postul nostru de televiziune Roman 24 online, care e foarte vizionat în străinătate. Vă rog frumos să repetați numărul de cont în care pot trimite românii din străinătate. Trebuie să spun piculeț până când ajung să pun mânuța pe document. Să vă mulțumesc, doamna Flora Ordean, pentru acest gest frumos al dumneavoastră. De altfel, nu este prima dată când dumneavoastră ne ajutați în activitățile noastre culturale și spirituale din Roma. Vă felicit și vă admir pentru munca pe care o faceți și rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și putere și mulți ani ca să fiți alături de activitățile spirituale și bisericești. Am posibilitatea să dictez contul IBAN al parohiei Sfântul Gheorghe. IRO 78 C cent 0236 RON 004 7206. Mai trebuie spus faptul că suma aceasta pentru agenții economici și chiar pentru persoanele fizice salariate este deductibilă din impozit. Da, deja suntem foarte informați, toți știu de lucrul acesta, de aceea sunt și foarte multe ONG-uri înființate, tot felul de asociații non-profit, pentru ca să poată beneficia de aceste sume care nu sunt impozabile. Eu știu, acum nu ne dorim, doamna Flora, decât să lumineze Dumnezeu și să îndrepte și către Biserica Sfântul Gheorghe. Pentru că informații sunt. Acum, știți, cu mass media și cu atâtea surse de informații, nu mai pot. Ziceți-mi un pic, au început să sosească bani în cont deja? N-am întrebat. Au început să sosească primii bani în cont? Nu au început, pentru noi abia pe data de 19 noiembrie am semnat contract de finanțare. Acum lucrăm la cererile de rambursare. Cererea de rambursare pentru cheltuielile pe care le-am făcut până în acest moment. Neeligibile o parte. Cheltuielile, doar și poate, cheltuielile eligibile, cheltuielile pe care le-am făcut cu proiectarea, cu consultanța, cheltuielile cu avizele și așa mai departe. Da. S-au făcut niște cheltuieli și acum lucrăm, încă n-am depus prima cerere de de rambursare. Și apoi, data începerii lucrărilor, abia după licitație, după toate procedurile pe care trebuie să respectăm, potrivit ghidului solicitantului, după ce începem lucru, sunt acum niște condiții foarte bune de rambursare a plăților, a cheltuielilor. Cât țenoriaș are parohia noastră? Cât țenoriaș? Da. Aproximativ, nu putem spune, pentru că vedeți dumneavoastră sunt atât de mulți plecați. Noi am făcut o statistică, aproape
750-800 de familii. Da, eu mai mult îmi pun speranța la cei plecați decât la cei de acasă, că asta e o sărăcie lucie. Mă bucur că dumneavoastră mă și încurajați spunând aceste lucruri. Da. Și să dea Dumnezeu să fie așa.